Consiliul Județean Buzău a achitat primele facturi pentru lucrările de dezăpezire a drumurilor județene în această iarnă. Cei mai mulți bani, aproape 2,2 milioane de lei, i-a primit firma Geocotrans, responsabilă de zona Buzău. Pentru dezăpezirile din zonele Pogoanele și Șețu, Mecan Construct a beneficiat până acum de peste 1,9 milioane de lei, iar societatea Nicost Impex, care a acționat în zona Râmnicu-Sărat, a încasat aproape 1,4 milioane de lei. Cei mai puțini bani a primit societatea Conferic, aproape 600 de mii de lei, care a acționat în zona Vintilă Vodă, Valea Slănicului. Valoarea facturilor decontate pentru dezăpezirea din acest an se ridică la 6,04 milioane de lei. Acestea nu sunt cifrele definitive, întrucât perioada contractuală s-a terminat potrivit legii la 15 martie și urmează să mai fie aduse eventual facturi. Suma de peste 6 milioane de lei achitată de Consiliul Județean Buzău firmelor de dezăpezire nu este cea finală pentru sezonul rece 2014-2015. Contractul cu firmele de dezăpezire a expirat zilele trecute, dar firmele vor mai emite alte facturi către Consiliul Județean Buzău. Potrivit normelor în vigoare, utilajele de dezăpezire trebuie plătite chiar dacă nu intervin pe drumurile județene. Suma este mai mică decât cea de anul trecut, având în vedere că anul trecut au existat două perioade consecutive de cod roșu cu căderi masive de zăpadă, iar în acest an o singură perioadă de cod roșu în care problema a fost în principal vântul. Suma totală prevăzută în bugetul Consiliului Județean Buzău pentru sezonul rece 2014-2015 este de peste 14 milioane de lei, iar banii rămași vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor județene. În sezonul 2013-2014, pentru toate serviciile prestate de societățile de dezăpezire, Consiliul Județean Buzău a plătit aproape 9,6 milioane de lei.